business-ul este ca un organism viu. Ce investiții ați făcut pentru a deschide acest hotel? Deci suntem la investiții de un pic mai mult de jumătate de milion de euro. Noi avem nevoie de cel puțin 400-500 de mii de lei. Păi, dar nu facem exit, dezvoltăm proiectul pentru că vrem să dezvoltăm un proiect cel puțin de evaluare de câteva zeci de milioane de euro sau sute de milioane. Nu știu cum voi, dar eu vreau să fac așa. Nu înțeleg unde e șampania acolo. Salutare, oameni buni! Astăzi discutăm cu o femeie de afaceri de succes de la noi din țară, Lucia Berdos, care împreună cu soțul ei gestionează mai multe afaceri de succes, rețeaua de farmacii Felicia, acest impunător hotel din spatele meu Berz, restaurantul Mezzo și salonul de frumusețe Christie's. Pune accent pe calitate și profesionalism și am înțeles că au peste 1000 de angajați. În holul hotelului este amplasată o expoziție de artă și se simte în aer foarte mult creativitate. Este un spațiu super estetic aranjat, dar ei n-au uitat de tehnologie. Uitați-vă cum au mascat un ATM, un bancomat, ca el să nu deranjeze estetic spațiul la hotel. Tehnologiile sunt necesare, dar nu trebuie să treceți la zen. Lucia, bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Foarte frumos și impunător hotelul Berz. Sunt pentru prima dată aici, dar am observat o nuanță și o dăruire de sine chiar de la intrarea acestui hotel. Cum ați luat decizia să lansați un hotel premium în Chișinău? Mulțumesc mult! Sunt foarte bucuroasă când lumea se simte bine aici și confortabil. Asta a fost, de fapt, dorința noastră cea mai mare, pe lângă faptul că ne-am dorit foarte mult să avem un hotel, un hotel profesional, un hotel de talie internațională, cu standarde internaționale, în care oaspeții nu doar să se simtă confortabil, să se simtă relaxant, să se simtă, de fapt, ca la ei acasă, dar și să descopere în așa mod Moldova. Tot mai multe startup-uri de fintech se dezvoltă în Republica Moldova. Unul din aceste proiecte este Fagura, un proiect de succes care, după părerea mea, o să le dea mari bătăi de cap atât băncilor cât și organizațiilor nebancare de creditare. Ei au unit cei care vor să câștige bani și vor să împrumute oamenii cu cei care caută împrumuturi. Fac asta super tehnologizat, fac asta datorită inteligenței artificiale și băieții în prima rundă a lor de investiții au obținut mai mult decât ei s-au așteptau, așa au ajuns la o cifră de peste 300.000 de euro. Astăzi o să vorbim cu Tudor Dare, este CEO al acestei companii. Haideți să vedem cum le-au reușit. Tudor, salut! Hai să începem cu începutul. Ce înseamnă Fagura și de ce voi sunteți mai bun ca orice organizație, bancară, nebancară? Fagura înseamnă o platformă de investiții și împrumuturi alternative, ceea ce presupune că cei care au un surplus financiar și vor să-l multiplice pot să vină pe Fagura și să facă anumite investiții, să primească o anumită profitabilitate din asta, iar cei care au nevoie de un anumit împrumut au posibilitatea să depună o cerere, să primească banii în aceeași zi sau într-un mod foarte ușor, foarte rapid. De cât timp v-ați deschis? Care sunt succesele la ziua de azi? Noi suntem deja de aproximativ 3 ani din momentul în care a apărut ideea. Doar că atunci când vrei să dezvolți un fintech, o platformă financiară, nu poți să faci așa proiectul peste noapte. Ai apărut, te-ai lansat și hai veniți și investiți milioane de euro prin intermediul platformei. De asta timp de un an jumătate noi am dezvoltat platforma, am verificat-o noi pe intern, am făcut o mulțime de sesiuni de corectări de bug-uri. După asta, în mai 2019, noi am deschis-o pentru primii clienți externi, un număr de 15 companii care au venit și au investit prin intermediul Fagura. Deci, aproape un an, noi am testat platforma cu aceste 15 companii care au făcut investiții. Până în februarie 2020, companiile investiseră cam aproximativ 40-45 de mii de euro. Am văzut cum funcționează platforma, cum se achită plățile înapoi, am mai corectat unele erori între timp și în februarie-martie 2020, noi în acel moment am deschis-o deja către toți clienții externi, am început să vină persoane fizice care să facă investiții. Odată cu lockdown-ul. Și de la 40 de mii de euro în februarie 2020,
2020, suntem la investiții de un pic mai mult de jumătate de milion de euro. Deci, fiind modest, eu aș spune că întreg hotelul este o lucrare de artă. Pui foarte mult accent pe detalii. Participi tu la toată amenajarea și decorul acestui hotel? Exact. Mă inspiră și pe mine foarte mult detaliile și, de fapt, sunt foarte importante momente în hotel care cumva comunică cu oaspetele. Okay. Pentru că atunci când oaspetele intră în hotel, intră în număr, se simte într-un spațiu, și întâmpină anumite detalii, el înțelege că astfel cineva comunică cu el și i-a pus și un card de welcome, i-a pus și o floricică, i-a aranjat pierna, i-a detaliile contează. Spațiu. Detaliile foarte mult contează. Dar ce impresie au turiștii când vin la voi? Pentru că ele creează emoțiile. Totul vine și de la noi. Atunci când noi ne vom valorifica cultura noastră, tradițiile noastre, atunci când noi le vom păstra, okay, le vom expune, le vom, hai să zicem, chiar și într-un gen comercializa, da, sau împacheta pentru a le expune și a le prezenta altora, de ce nu? Bineînțeles că noi nu avem poate arhitectură, nu avem mari munți, dar noi avem alte lucruri care merită să fie valorificate și de ce tot timpul se vor găsi oaspeți care le va fi interesantă să descopere și alte direcții, alte experiențe. Asta să înțeleg că este exact ceea ce ați făcut voi cu Pomul Vieții, da? Ați făcut un brand, ați dus în lumina reflectoarelor elementele legate de cultura noastră. Văd peste tot la voi design, în design utilizat acest Pomul Vieții. Zim de ce ați ales treaba asta și dacă ajută cumva. Este o activitate de acțiune de marketing sau totuși este un atu și un vin în goam? Cred că de la început a fost facultatea noastră de istorie, ca și eu și soțul. Okay. Suntem absolvenți a facultății de istorie și nu zadar foarte atenția față de istorie, față de multe lucruri, a fost o prioritate pentru noi. Aici am avut o colaborare destul de frumoasă cu designerul hotelului, el fiind italian, și atunci el a cerut de la noi mai multe cărți despre tradițiile noastre, despre etnografie, despre istorie, despre arhitectură. A studiat și iată, împreună cu el am ajuns la concluzia și el ne-a acceptat acest fapt că unul din cele mai puternice simboluri, de fapt, din cultura noastră, tradițiile noastre, este Pomul Vieții. Okay. Și, de fapt, începând cu recepția, în fiecare număr, în fiecare etaj, noi o să avem reprezentat anume Pomul Vieții ca unul din simbolurile noastre cele mai puternice și, de fapt, cele care caracterizează undeva și filozofia hotelului nostru. Zi-mi, te rog frumos, care sunt avantajele unei companii să fie dislocată sau să fie reprezentată de către instituțiile și autoritățile din Estonia, dar să nu fie un serviciu din Republica Moldova? Fagro, în principiu, înseamnă un grup de 3 companii. Deci avem companie estoniană, avem companie Republica Moldova și avem o companie recent fondată în România. Vioara întâi în grupul ăsta de companii, într-adevăr, e companie estoniană. Și aici farmic cu companiei estoniene și avantajele sunt mai multe. Ca să vă ofer o comparație, eu am creat compania în Estonia și am activat aproximativ un an cu această companie în Estonia și nu vizitasem încă niciodată Estonia. Deci totul s-a întâmplat de la distanță, fără ca să fie nevoie de prezența mea acolo. Dacă făceam, spre exemplu, Republica Moldova, trebuia să mă duc o dată la SPS să iau lista de acte, după care mă duceam și depunem actele, după care mă duceam și semnam în registru că compania este înregistrată. Okay. Deci, cumva, birocrația asta în Estonia e eliminată și tot digital. Se întâmplă online, tot se întâmplă digital. Asta e primul avantaj. A doilea avantaj este că totuși este o țară a Uniunii Europene, o țară digitală și o țară cu mult mai mult încredere în raport cu investitorii. Chiar și acum, spre noi am avut o rundă de investiții și dacă noi ne duceam pe acea platformă din Londra și spuneam că noi suntem un startup super cetcos din Republica Moldova și vrem să ne listăm la voi, am fi avut șansă zero ca să fim acceptați. În momentul în care noi am ajuns pe Seeders cu această companie estoniană, respectiv noi am avut toate ușile deschise și am putut să ne listăm. Din considerentul ăsta, din prima zi când vrei să faci un startup, cel mai bine este să duci să înregistrezi startup-ul într-o altă țară. Respectiv, noi ne-am dus la Seeders ca și companie fondată în Estonia. Discuția a durat aproape un an. Noi am fi putut să încheiem runda asta de due diligence aproximativ într-o jumătate de an. Noi deja aveam securizată runda de angel investment și aveam niște bani la dispoziție, de asta noi n-am grăbit atât de mult procesul ăsta. Dar ca idee, ei ne-au făcut un proces de verificare a companiei cap-coadă.
cine suntem noi, cine sunt fondatorii, background-ul fondatorilor, care e profitabilitatea companiei, care sunt planurile noastre de dezvoltare, fiecare cifră pe care noi avem în documentația noastră, noi trebuie să o justificăm, să o confirmăm prin acte adiționale, din contabilitate, alte documente de suport, ca în final, după acest proces amplu de evaluare, ei să ne aprobe pentru a ne putea lista pe Seeders. Deci, practic, acele companii care sunt listate pe Seeders, putem fi siguri că au cumva un fel de ștampilă de calitate din partea Seeders. Cred că la fel ca și mine, voi toți sunteți curioși să aflați ce înseamnă un număr prezidențial și dacă o să fii președinte, trebuie să înțelegi cum o să trăiești. Hai să vedem. Și aici este el dormitorul del comandante. Eu zic că arată foarte fain. Baia, să nu plecăm departe. Pentru cei care totuși vin aici în Moldova, nu doar să bea un vin gustos ziua într-una, mai sunt și aparate de sport, pot să practici. Deci, cum o zis și Lucia, foarte mult contează detaliile. Uitați-vă cum s-au gândit ei la viitorii locatari acestui număr. O să alergi omul, o să fii sete, cu un compliment, finuț, rafinat. Bravo! Nu știu cum voi, dar eu vreau să fac așa. Nu înțeleg unde e șampania acolo. Număr prezidențial, au stat aici președinți de țară sau și vedete rock? Cine au fost fericiții? Da, noi putem să ne mândrim de fapt cu toate persoanele care au ales hotelul nostru și care au stat în acest număr. Printre ele sunt și Lara Fabian și mulți artiști. Ne mândrim că prințesa Danimarcii, atunci când a vizitat Moldova, a ales anume acest hotel și anume a stat în acest număr. Sofia Rotaru, Denis Mațuiev, da, mulți oameni de afaceri, de fapt, foarte mulți din persoanele care vin și vizitează Moldova atât pe, cu scopuri politice sau cu scopuri de business. Și cum facem noi ca să aducem Silicon Valley în Moldova? Deci, uite, dacă noi avem planul să aducem Silicon Valley în Moldova, din start sunt zero șanse, nici nu trebuie să ne propunem așa obiective. Deci, mai degrabă, trebuie să ne gândim cum dezvoltăm ecosistemul nostru de startup-uri ca să poată să atragă investiții din Silicon Valley, din alte spații și ne putem extinde global. De asta noi mai degrabă cu inițiativa de parcuri IT, care a fost creată în Moldova. Practic, nu prea există multe exemple de astea globale în care în alte țări există parcuri similare, în care, fără o locație fizică, companiile pot să fie membri într-un parc IT și să achite impozite mult mai mici sau un fel de regim preferențial. Iată, deci, practic, exporturile de servicii IT este ceea ce trebuie noi să facem într-un final? Nu, categoric nu. Noi azi exportăm servicii IT și avem companii globale, cum ar fi Endava, născută în Moldova de evaluare de 6 miliarde la bursă, însă noi trebuie să trecem de etapa asta de a exporta servicii IT, care înseamnă export, un fel de sclavagism modern. Adică, practic, noi exportăm forță de muncă ieftină, dar noi ar trebui să începem să exportăm produse, să dezvoltăm, să investim în produse moldovenești, produse proprii, care să le putem duce pe piața globală și acele produse să valoreze sute de milioane de euro sau peste un miliard. Asta m-am referit, la produs finit, nu la... Da. Trebuie să facem aplicații și Tinder și Uber moldovenesc? Da, asta e strategia. Trebuie să dezvoltăm produse proprii, o să dăm în bară, o să învățăm și, practic, din dezvoltarea produselor astea o să aibă de câștigat foarte mult și piața și start-uperii. Dacă ne uităm, spre exemplu, la Estonia, cum s-a dezvoltat ecosistemul de start-upuri din Estonia? Doar nu vă imaginați că de la facerea lumii, Dumnezeu a trimis start-upuri în Estonia și în Silicon Valley. Da? Adică, practic, s-au creat lucrurile astea în timp. În momentul în care fondatorii de la Skype au vândut Skype-ul și au câștigat o mulțime de bani, asta înseamnă că o bună parte din banii ăștia au fost investiți înapoi în piața locală într-o mulțime de alte start-upuri. Și acum, practic, Estonia sunt la următorul val în care start-upurile care au investit fondatorii de la Skype și ei, la rândul lor, au ajuns să facă anumite exituri și, respectiv, iarăși urmează un nou ciclu de investiții în start-upurile lor locale. Și se întâmplă vreun exit? Prognozează vreun exit în Moldova de genul dat? Eu cred că în următorii 4-5 ani noi să avem exituri de 10 de milioane, dar poate chiar și peste 100 de milioane sau poate chiar și un unicorn să avem. Pentru că deja sunt anumite semne că încep să apară startup-uri foarte bune. Azi vorbim de startup-uri care au evaluare de 10 de milioane, unele chiar au șansa să treacă de evaluare de peste 100 de milioane de dolari, euro. De asta eu cred că în următorii câțiva ani noi să începem să avem niște exituri frumoase.
Lucia, vreau să revenim un pic la discuția despre cifre. Totuși, Jazz Vlog este o emisiune de business. Observ rafinament, observ calitate, asta costă. Ce investiții ați făcut pentru a deschide acest hotel? Așa cum noi ne-am propus să fim în segmentul premium, da, și de fapt hotelul este un business de o durată, da, și este un gen de business care nu își întoarce îndată investițiile. De ce ne-am gândit că mai bine să iei un lucru bun, să investești odată, ca să nu investești de fapt de mai multe ori. De ce investițiile de la bun început, da, n-au fost mici, ele vreau să spun că încetul mai continuă și până acum pot să spun exact cifra afacerii, dar bineînțeles că merge vorba de multe milioane. Și totuși, deci afacere cu farmacii, hotelier, restaurant, salon de frumusețe, care este un business mai ușor sau mai profitabil? Vreau să spun că orice business nu este ușor. Orice business presupune muncă, presupune implicare, presupune o continuu efort și investiții, inclusiv personală, fizică, energetică. Businessul este ca un organism viu. El își are inima sa, el își are sistemul său de existență vitală care este o energie. Care sunt procesele în care tu te implici? Aspectul design-ul, desigur, este sunt în primul rând și acele domenii unde eu sunt mai prezentă și mai activă, hotelul, domeniul frumuseții, aici eu sunt pe partea de management, pe partea de strategie, de tactică, de coordonarea proceselor, de marketing, de raporturi, de tot ce ține organizarea hotelului, dacă vorbim aici, în cazul dat în special. La fel este și în domeniul frumuseții. Și am înțeles eu corect, soțul deja dirigează cifrele, finanțele, contabilitatea, partea asta mai hardcore și femeile au preluat frumosul și esteticul. Da, putem să zicem și așa, acolo unde e frumosul și estetica, de fapt, la fel este o muncă de a asigura operaționalitatea zi de zi. Zăm despre exitul de la Unimedia. Câți bani totuși ați făcut din acea tranzacție și după asta, acei bani au mers către Agora sau ați diversificat deci, portofoliul de investiții? Pot să zic că a fost una din cele mai bune decizii de business care le-am luat și eu și cu colegii mei împreună. Practic, bun, suma exactă nu pot să zic pentru că avem un acord de confidențialitate semnat, dar am semnat niște bani buni, am achitat și o mulțime de taxe la stat din acel exit și practic acești bani s-au reinvestit în alte companii. Exact ăsta a fost momentul în care a crescut Centru, a crescut Sens Media, a crescut Agora, deci noi o bună parte din acești bani i-am reinvestit inclusiv în Agora, în alte proiecte pe care le-am avut. Și în felul ăsta, iată, a început să se dezvolte și noi proiecte care astăzi fac are o valoare deja de aproximativ 2-3 milioane de euro. Asta este evaluarea care a făcut-o cine? Deci, în momentul în care ne-am listat pe Seeders, noi avem o evaluare pre-money de 2 milioane de euro și după ce am închis această rundă de 342.000 de euro, respectiv evaluarea post-money de 2,34. Dacă faceți azi exit, luați acei 2 milioane și în Bahamas sau alte proiecte? Păi, dar nu facem exit, dezvoltăm proiectul pentru că vrem să dezvoltăm un proiect cel puțin de o evaluare de câteva zeci de milioane de euro sau sute de milioane, nici de cum nu vrem să ne oprim la o evaluare de câteva milioane. Câți angajați aveți, per general, da, în cadrul companiilor pe care le aveți? Hotelele de 5 stele au standardul angajaților care trebuie să fie la coeficientul 1:2. Deci, în cazul în care noi avem 33 de numere, noi trebuie să avem 66 de lucrători, dar noi avem un pic mai mulți. Și acum suntem undeva între 70 și 80 de lucrători. Împreună vorbesc și cu restaurantul și cu spa. Care sunt KPI-urile unui hotel, da? Cum se măsoară succesul unui hotel? Dacă de vorbit despre caracteristicile principale a rezultatelor la sfârșit de lună, sigur că ăsta este gradul de ocupare. În primul rând și el cu cât este mai înalt, este cu atât mai bine. Că noi acum putem să avem un grad de ocupare de 20-25%. Deci voi practic erați full practic, da, bine, 100% nu este bine să fii într-un hotel, pentru că foarte mult suferă calitatea în așa caz, dar cât mai aproape de
de această cifră este, bineînțeles, scopul fiecărui hotel. Tu cunoști care este marja de profit în cadrul unui hotel, spre exemplu, întreținerea, respectiv costul de cazare? Da, bineînțeles. Lunar, noi putem să vorbim ca să întreții hotelul, restaurantul și spa, noi avem nevoie de cel puțin 400-500 de mii de lei. Care este totuși o marjă de profit în domeniul hotelier? Deci, în domeniul hotelier tot începe minimum de la 15%, bineînțeles că dacă poți fi și 20, 25 și 30, asta sunt foarte, foarte bune indicatori. Care sunt planurile de dezvoltare? Ce o să facă Lucia Berdos peste 5 ani? De fapt, un centru anume de reabilitare, dar zic eu reabilitare atât fizică, emoțională, psihologică, așa numitele detox centru, este un vis pentru, cred că, toți proprietarii de spa din domeniul frumuseții, pentru că și după mine, eu zic că asta este viitorul, noi toți o să avem nevoie timpul să avem mai multă grijă de noi, de sănătatea noastră, ceea ce ne-a arătat această perioadă. Nu știu, vreau acum să reușim să ne readucem, să ne reabilităm aici, după asta mai vedem. Aveți peste 500 de mii de euro bani care sunt deja împrumutați prin intermediul platformei voastre. Aveți deja investitori care au investit deja în proiectul vostru peste 300 de mii de euro. Care sunt planurile de dezvoltare? Cum cuceriți lumea? Deci, planul nostru este să dezvoltăm o aplicație globală de investiții alternative. Și pentru ca să facem lucrul ăsta, primul pas pe care îl avem în față este să primim o licență de platformă de crowdfunding în România, pe baza regulamentului Uniunii Europene de crowdfunding, ceea ce ne oferă posibilitatea să ne putem extinde în toată Uniunea Europeană. Deci, investitorii din toată UE vor putea să investească, inclusiv diaspora noastră, dar și alți cetățeni, germani, belgieni, olandezi sau francezi. Iar pe partea de a intermediere în credite, la etapa inițială, să fie companiile din România și respectiv împrumutații persoane fizice și juridice din Republica Moldova. Zi-mi, te rog, câteva sfaturi pentru un tânăr antreprenor, da? La ce trenduri trebuie să uite? Ce trebuie să urmărească? Eu cred că el ar trebui să pornească în primul rând de la o problemă, de la o durere și preferabil să fie o durere personală pe care a trăit-o, pe care a experimentat și atunci va înțelege foarte bine care este problema și care este soluția pentru această problemă. Din permiza asta, cred că ți nu ți-o acordat cineva credit și ai zis că vă arăt eu vouă. Exact. Deci, în cazul meu, care a fost? Deci, eu am fost în ambele situații, și pe partea de împrumutat și pe partea de investitor. Deci, făcusem un exit. De fapt, câteva exituri făcusem și am înțeles că, uite, au o problemă nu doar cei care n-au bani, dar inclusiv cei care au bani au o problemă că n-au unde să investească. Și real, dacă tu ești pe piața moldovenească, n-ai unde să investești bani. Și invers, cei care au nevoie de bani se duc uneori la bancă și pot să aștepte săptămâni până când este aprobat un credit, dacă eventual au nevoie de sumă mai mare. Sau, din contră, primesc un refuz pentru că încă nu au suficiente date și un background pe care banca sau poate verifica și să-i acorde un credit. Și atunci, ce am făcut prin platforma noastră, de fapt, noi oferim un instrument prin care oamenii să-și poată multiplica banii și nu este un instrument relativ securizat, cu risc, cu siguranță, dar deja este un instrument testat, validat de către piață. Partea cealaltă oferim posibilitatea persoanelor să acceseze ușor banii de care au nevoie și în aproximativ o jumătate de an vom deschide creditarea pentru întreprinderi mici, mijlocii și start-up-uri și vom oferi posibilitatea și celor care sunt respinși de către bancă să vină și să poată accesa factura banii de care au nevoie. Sunt multe probleme în Moldova. N-ai avut vreodată ideea totuși să pleci de aici, să fii într-o țară, să emigrezi într-o țară unde sunt mai multe răspunsuri? Până la urmă, fiecare problemă e o oportunitate. Deci fie fugi de probleme și te duci într-adevăr la un trai mai bun, fie încerci să rezolvi o problemă din piață și dezvolți o anumită afacere. Deci am dezvoltat anumite companii. Pot să zic că am crescut la etapa în care vreau să dezvolt deja un proiect internațional, nu doar un proiect pe piața moldovenească. Și atunci, dacă acest proiect în vacere să fiu prezent pe o altă piață, să dezvolt business, spre exemplu, din România sau din Londra sau din altă parte, dacă situația o vacere, cu siguranță că voi pleca. Dar asta nu înseamnă că eu plec în totalitate de Moldova. Deci am anumite afaceri aici, revin permanent. De fapt, noi deja trăim într-o piață globală în care deplasarea dintr-un loc în altul nu mai este neapărat o problemă. Deci pleci oricând vrei, revii oricând vrei, ai call-uri cu oricine de oriunde. Deci chiar nu văd o problemă la capitolul ăsta. Mai degrabă, de unde ai posibilitatea să dezvolți mai rapid afacerea, acolo trebuie să fii prezent.
Am o întrebare către tine. Ai avut vreodată sentimentul că vrei să vinzi tot și să nu mai ai probleme, stresuri, întrebări și... Eu presupun că puține afaceri, cred că unde proprietarii își zic că totul e minunat, sunt extrem de fericit și nu vrea de fapt să închidă. Sunt momente grele, într-adevăr, când te gândești că este o muncă enormă, este un efort și riscuri, exact. Și sunt anumite momente când tu poți să-ți pui întrebarea, dar oare corect tu ai investit, da? Care sunt tendințele care trebuie să le urmărească, ce trebuie să cunoască, ce trebuie să învețe tu ca experiență pe care o ai, ce ai recomanda? În primul rând este să investești în cunoștințe, să investești în tine, pentru că atunci, până la un anumit nivel de o afacere medie, hai să zicem, sunt foarte importante competențele, sunt foarte importante cunoștințele și cu cunoștințe poți să dezvolți, poți să înțelegi procesele care se întâmplă sau de ce nu se întâmplă așa cum îți dorești. Să investești în oameni, să investești în echipă, să lucrezi cu oameni care sunt profesioniști în domeniile lor, sunt mai puternici, mai deștepți chiar ca tine și să împreună să-ți atingi scopurile, să nu le ieși pânile în jos, să mergi spre ei. Tu când ai intrat în afaceri? Când ai devenit femeie? Prima afacere am deschis-o atunci când... Ce vârstă aveam? Ce vârstă aveam? Era 90, anul 98. Deci aveam 26 de ani. Trei persoane care te inspiră. Regina Elizaveta. Wow. Madonna și Lady Gaga. Cred că totuși, dacă vorbim despre domeniul de afaceri, mă inspiră, dar sunt mai mult bărbați care lucrează la fel în domeniul frumosului și este Bernard Arnault, care este unul din cei mai bogați oameni și mi-ar plăcea foarte mult și Julia Roberts. Mersi tare mult, Tudor. Eu zic pe această notă pozitivă să finisem episodul de astăzi. Sunt total de acord cu Tudor. Echipa, ambiția și viziunea. Cred că astea sunt lucrurile care într-un final definesc succesul. Jazz Vlog, stați aproape!